Primele probleme din cauza frigului au apărut la mijlocul lunii februarie, când diferența de temperatură dintre zi și noapte a fost chiar și de 20 de grade Celsius. Se pare că vremea nu a avut nevoie de foarte multe ore pentru a strica producțiile de piersici și caise. Pe aproximativ 3 sferturi din lungimea ramurilor, pomii fructiferi au rămas fără flori din cauza vremii schimbătoare. Recolta mai mică va aduce însă prețuri mai mari pe tarabe. Pentru ca pomii fructiferi să fie salvați de la îngheț, o soluție pentru fermieri ar fi să facă focul sub copaci. Dar practica este interzisă, iar cine încalcă legea riscă să fie amendat. Doar de câteva ore a avut nevoie vremea rea ca să strice rodul la peste 60% dintre pomii fructiferi. În consecință, vara aceasta vom duce dorul caiselor și piersicilor românești. Vor fi mai puține și mai scumpe. În mod normal, un pom fructifer ar trebui să producă 20 de kilograme de caise, dar din cauza temperaturilor scăzute, la vară vor fi culese maxim 5 kilograme de la fiecare pom. Pierderile, estimează oamenii din domeniu, ar putea ajunge până la 60%. Din cauza temperaturilor scăzute, soiurile timpurii vor avea de suferit. Fructele sunt mai mici, iar producția scade considerabil. Credeți că caisul în momentul ăsta, dar mărul, cireșul, încă nu sunt înfloriți. Părul mai durează 2 săptămâni, 3 săptămâni. Abia este în faza de deschidere, de urechiușă de șoarece. Mai durează. Sperăm să treacă valul ăsta de frig și să ne lasem pace. Sperăm să avem o producție bună. Considerați că vom avea o producție bună pentru următoarea perioadă? Consider că la măr, da, vom avea o producție foarte bună de mere, pentru că au rod suficient, au oprit destul rod, vremea ne ajută, apă în sol este destulă, dacă nu ne dă îngheț, adică trebuie 2 nopți consecutive de minus 3 grade, am scăpat și facem treabă. Se pare că cele mai afectate fructe din acest an vor fi caisele, acestea fiind iubitoare de soare și căldură.